Bun găsit la Meditații pentru Părinți, sunt Adriana. Astăzi Mirela Horumbă este invitata mea, a noastră, și ne va vorbi nouă părinților despre managementul stresului la părinți. E un titlu alambicat, dar spun un lucru așa de adevărat. O, Doamne, așa de adevărat. De unde ți-a venit ideea temei? Că mi-a plăcut foarte tare. Mi-a venit ideea de la ce am trăit eu personal, acum o săptămână, când fiica mea Teodora avea de făcut exercițiile la matematică și timp de o oră am negociat. Am negociat la ce manieră? Trecând prin diferite stadii, vorbesc despre ea, pentru că în toată această oră am reușit să rămân calmă. Bun. Ceea ce este super. A fost o provocare reală pentru mine, în condițiile în care ea trecea prin diferite stări de enervare, de furie, de împingere a scaunului, de ruperea foilor din caiet la un moment dat, adică provocările erau pe măsură a furiei ei, din ce în ce mai mari, și la un moment dat am avut un singur moment în care am zis, ok, ce aș putea să fac, adică simțeam că undeva explodezi. Și mie mi-era ușor greu să gestionez, cam după 3 sferturi de oră, în care spuneam, ok, acum facem la matematică, acum avem de făcut exercițiile și cum se la un dat, zic, Doamne, dacă m-ar vedea cineva din afară, era încă o moră stricată. Deci spuneam același lucru, dar rămânând calmă, și la un moment dat a fost așa o fracțiune de secundă în care am zis, Doamne, de ce nu poți să te potolești și tu la un moment dat? Renunță! Hai să faci la matematică! Asta era în mintea mea, însă instantaneu mi-a venit un gând și a fost ceva de genul, ok, acum poți să începi să țipi, dar nu rezolvi nimic. Dar era, cum să zic, era ca un film mental al meu cu mine. Poți să încep să țip și tu la ea și să vă enervați amândouă, pentru că nervii mei ar fi generat nervii ei și tot așa, sau poți să rămâi calmă și să continui în aceeași linie. Și sau să schimbi strategia. Sau să rămân calmă. Și am zis, ok, prefer varianta în care să rămân calmă, continuând să-i spun, ok, acum avem de făcut temele la matematică, te rog să te apuci, mă rog, diferite variațiuni pe aceeași temă, adică nu spuneam chiar de 100 de ore aceeași propoziție, dar erau variantele. Erau variante, toate variantele fiind pozitive și toate variantele fiind cu foarte mult calm. Ok, după o oră, exact, deci m-am uitat la ceas, a fost provocarea din săptămâna asta, după o oră a început să râdă. Eu eram uimită de reacția ei și am zis, ok, zice, dar tu nu mai obosești? Aha. Yes. Că okay. eu am obosit și am încercat toate strategiile, te-am amenințat, ți-am făcut. Bine, în momentul în care a început să deplaseze scaunul, i-am spus, ok, te rog să renunți la comportamentul ăsta, adică nu-ți închipui că am stat și m-am uitat așteptând ca ea să treacă la acțiuni în forță. Nu, în momentul în care a rupt 3 centimetri din culegerea de matematică, foaia respectivă, i-am spus, ok, cartea nu are nicio vină pentru ceea ce se întâmplă, te rog să renunți la lucrul ăsta. Dar eram foarte, foarte calmă. Ok, și după ce mi-a zis, bun, dar tu nu mai obosești, s-a apucat frumos și a luat caietul de matematică și a început să-și facă exercițiile. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, exerciții care au durat fix 20 de minute. Și am zis, Doamne, dar pentru 20 de minute a fost nevoie de atâta scandal și ceartă? Și mi-am dat seama că este foarte, foarte important pentru noi ca părinți să învățăm să gestionăm astfel de momente. Care sunt multe de care obicei. Sunt multe și dacă de obicei, ai doi sau trei copii, exact, se mulțesc. Exact. Însă, ce este foarte important, până să ajungi la momentul în care tu simți că explodezi, este foarte important ca tu să ai capacitatea să înlături factori cât de mult se poate. Evident că nu trăiești așa într-un cocon în care n-ai acces sau nimeni n-are acces la tine. Să înlături factorii stresori cât de mult se poate. De exemplu, nu este nevoie să te uiți la televizor la toate lucrurile rele care se întâmplă în această lume, pe acest pământ și mai ales în această țară.
nu este nevoie să muncești în casă, de exemplu, cu gospodăria, mă refer, până te epuizezi, încercând ca fiecare centimetru pătrat din casa ta să fie impecabil. Și dacă copilul a venit de afară și și-a pus talpa de la tenis pe gresia care tocmai ai frecat-o, o să explodezi. Nu, sunt lucruri care este nevoie să le luăm puțin mai ușor. Dar cum să învățăm să le luăm mai ușor, Mirela? Pentru că avem și această problemă, tendința spre perfecțiune. Noi vrem să fim cele mai bune mame, cele mai bune gospodine. Și dacă nu suntem cele mai bune gospodine și dacă... E iarăși din imaturitatea emoțională de care vorbeam. Despre care vorbeam înainte. Este ok, este normal să înțeleg că sunt un om. Că am și eu limitele mele, că am și eu momentele în care nu am chef să fac nimic, să vin acasă și să stau, sau poate nici nu vin acasă, mă duc în oraș și beau un ceai la nu știu ce ceainărie sau mă duc la, de exemplu, mie îmi place la Diverta să stau și să citesc din când în când. Este absolut sănătos și chiar recomand tuturor părinților să-și ia momente de respiro. Suntem bombardați de fel de fel de informații, unele mai păguboase din punctul meu de vedere decât altele. Suntem în permanență agresați de societate, de job, de prieteni, inclusiv de familie, adică momentul în care vii acasă și îl auzi pe soțul tău: noi ce mâncăm astăzi, ca și cum el n-ar putea să se ducă până la frigider, să-l deschidă și să vadă, wow, ce minun găsesc eu azi din frigider, să-și încălzească sau să-și pună pe masă, este nevoie să învățăm să spunem nu. Noi nu știm să spunem nu. Noi credem că dacă ne îndârjim și dacă tot insistăm și insistăm și insistăm, putem să le ducem la infinit. Ei bine, nu putem să le ducem la infinit. Iar dacă vrem ca starea noastră de educație sănătoasă, nici nu știu cum să o numesc, să putem să le dăm copiilor, este normal să avem de unde. Adică creșterea unui copil, a doi, a trei, cu atât mai mult, este o provocare continuă și permanentă. Nu există rabat de la ea, dar este normal ca din când în când să spun, ok, stop joc, acum am și eu nevoie de timp pentru mine. Poate vreau să mă duc la cosmetică, poate vreau să fac orice, dar să fie timpul meu pentru mine. E normal să învățăm să spunem nu. Nelegat de nimeni și de nimic. Nelegat de nimeni și de nimic. Sau poate vreau ca împreună cu soțul meu, doar eu și cu el, să mă duc 3 zile la munte. Sau, nu știu, sau să mă duc la un film doar noi doi. Am nevoie să fiu și în alt rol decât în rolul de părinte. Asta nu înseamnă că nu-mi iubesc copilul, asta nu înseamnă că atunci când vreau să fac ceva, eu știu, cu partenerul meu de cuplu, copilul meu e lăsat de izbeliște. Nu, însă avem nevoie de două lucruri pe care mamele românce de obicei, la tați mai puțin, dar la mame am observat tendința asta, nu știu să spună nu. Nu știu să-și facă timp pentru ele ca și cum ar fi vinovate și nu știu că din când în când, oricât de mult ți-ai iubi copii, ai nevoie de puțin timp, nu foarte mult, depinde de la om, să îți dai voie să ți se facă dor de ei. Ai pronunțat aici un aspect important al comportamentului nostru de, da, mame, de mame, în mod special în țara asta, că da, prin alte locuri mai îndepărtate... N-am observat lucrurile astea, da. Nu, dar la noi e cumva indus de mame mele noastre respectiv, pentru că așa se moștenește, ne-ai mai explicat tu și altă dată. Da. Ce rezolvă sentimentul de vină? Sau de ce ne este nou indus și noi la rândul nostru? Probabil că îl vom induce copiilor noastre dacă nu vom avea mintea la noi. N-aș putea să spun din ce cauză ne este indus, pot să spun doar că acest lucru se petrece și este nevoie să înțelegem, să ne schimbăm perspectiva. Faptul că eu nu stau 24 din 24 de ore cu copilul meu non-stop, zi de zi, 7 zile pe săptămână, 52 de săptămâni și așa mai departe, nu înseamnă că eu nu-mi iubesc copilul. Însă este important, noi ni se transmit cultural foarte multe setări care n-au nicio legătură cu realitatea, adică dacă îți iubești, dacă ești o mamă bună, ca să fii, asta este exprimarea, ca să fii o mamă bună trebuie și ai așa o listă ca job description care nu se mai termină. Ei bine, nu este chiar așa, ca să poți să fii o mamă bună este nevoie să fiu disponibilă.
Iar ca să pot să fiu disponibilă cât mai mult timp, am nevoie să am de unde să-i dau această energie. Ori ca să am de unde să-i dau această energie, este important ca și eu să mă duc exact cum duș mașina și alimentez cu benzină și eu să fac anumite activități care îmi fac plăcere, care mă alimentează pe mine cu benzină, să fac așa o paralelă, ca să pot să-i dau copilului. Și este nevoie ca aceste activități să le fac în manieră conștientă. Ce vreau să spun aici? Ok, de exemplu, mie îmi place dimineața când mă trezesc, la noi în bucătărie e soare și e lumină și mie îmi place foarte mult, să-mi beau cafeaua în tihnă, dar să o fac în mod conștient. Uite, acum mă bucur pentru fiecare înghițitură de cafea, aroma, uite ce textură are lichidul și toate lucrurile, să le trăiesc în prezent. Pentru că eu dacă beau cafea, n-am nicio chestie, nu sunt și atentă. Și între timp mai fac și sandwich-ul copilului, el mai și îmbrac. Deci eu nu am cum să conștientizez aceste momente pe care mi le ofer mie. De multe ori nu e nevoie să ai nu știu câți bani, că e chestia asta, că stai puțin că eu n-am bani, eu nu pot să fac. N-are legătură una cu alta. Deci pot să-mi iau aceeași cafea, să o beau, să nu simt nimic și să fiu frustrată toată ziua, că toată ziua am stat după fundul tău și n-am făcut nimic altceva. Sau pot să-mi iau 10 minute pentru mine. Nu este nevoie să-mi iau luni în șir sau săptămâni în șir. Nu, dar în anumite momente ale zilei pe care eu deja le știu și orice mămică și le cunoaște, e momentul să facă ceva pentru ea. Uite, acum vreau să stau pur și simplu să mă relaxez și să văd magnolia din fața casei, care uite cât de frumoasă este, sau au înflorit castanii. Uite, 10 minute, un sfert de oră să-mi încarc bateriile. Dar trebuie să o fac în mod conștient. Cum se face în mod conștient? Pur și simplu să-mi dau seama de lucrurile astea, mă deconectez de la restul, adică știu că, de exemplu, copiii mei sunt în siguranță, nu-i las de izbeliște sau așa, să fiu cu un ochi la măslină și cu un ochi la făină, cum se zice. Nu, deci acum copiii mei, să zicem, dorm, nu știu, dau un exemplu. Da, că e dimineață. Că e dimineață, exact. În momentul ăla eu, ceea ce, sunt conștientă de ceea ce fac, sunt atentă, mai bine zis. Sunt foarte atentă la ceea ce fac și sunt foarte atentă la ceea ce simt. Nici nu te costă nimic, nici nu trebuie să faci ceva special, doar să fii atent, pentru că de multe ori facem toate astea așa pe pilot automat și nici măcar nu avem impresia că este ceva doar pentru noi. Sunt niște momente pe care eu am nevoie să mi le ofer eu mie, un cadou pe care eu pot să mi-l fac zilnic. Foarte interesant. Ce se întâmplă în clipa în care nu reușim, așa cum ne-ai spus, să ne încărcăm bateriile? Și copilul, copiii ne solicită, și soțul ne solicită, și casa ne solicită, și serviciul ne solicită. Ai două variante. Așa. Ori înveți să spui nu, ori cauți ajutor. Deci în momentul în care simți că nu se mai poate, majoritatea persoanelor pe care le cunosc eu încep să țipe, să se certe, să critique, să devină cicălitoare. Nu mai continuu că toată lista este așa. Însă acest lucru nu face decât la adâncirea stării mele proaste, la crearea unor relații deficitare cu toți cei pe care îi critic și lucrurile se agravează. Deci nu mă centrez pe soluție. Ceea ce pot să fac în momentul în care simt că mi este foarte, foarte greu, să cer ajutor sau să spun, domne, nu mai pot, fiecare să, hai să renegociem, hai să vedem ce poate face unul, hai să vedem ce poate face celălalt. Eu recunosc că în cazurile în care simt că oalele sau presiunea din oale stă să explodeze, să se dea din afară, da, eu îi anunț cu seninătate în ochi, astăzi sunt în vacanță. Uh-huh. Ce fac eu în vacanță? Știu exact ce fac în vacanță. De obicei stau trântită în pat, citesc și mă uit la televizor la toate tâmpenile posibile. Cu cât mai puțin negative și mai prostești, cu atât mai bine. Și evident că nu citesc cărți care îmi solicită mintea să înțeleg, ci cărți care lasă creierul să zburde în timp ce citește și altundeva. Și recunosc că din când în când iau o vacanță. Uneori e nevoie de o zi întreagă, exact, alteori e nevoie de câteva ore. Exact, exact. Și eu am mai... Mai mănânc multă ciocolată în ziua aia, pentru că babu știe, el vine și mă aprovizionează. Și aduce ciocolata. Da, zice, hai să-ți aduc de jos ciocolată, exact, vrei? Da, exact.
și le zic, știți unde e frigiderul, știți ce aveți de făcut, toată lumea știe. Astăzi eu am luat vacanță. Da, eu și am prinde altă, bine, recunosc. Eu am altă formulare și eu le spun alor mei când am momentele mele de retragere, că apreciez foarte mult, dar astăzi apreciez foarte mult la ei faptul că astăzi mă vor lăsa să îmi iau timp pentru mine. Și fiecare știe că nu mă deranjează, mă lasă în pace, ca și cum dacă vreau să vin să intervin acolo e ok, dar ei nu mă deranjează și este absolut fascinant cât de puțin trebuie. Este drept la început, puțin. La început era așa ceva ciudat, cum adică timp pentru tine, cum ce, și le-am explicat, este mult mai în regulă să fiu lăsată să-mi încarc bateriile decât să devin o tipă frustrată, o tipă de-asta... cu care nu prea-ți face plăcere să-ți dai de în vorbă. În mod evident, nu am întâmpinat da, rezistență, da, și recunosc, da. Și uneori și acum pe parcurs întâmpin rezistență. Asta este. Și nu din partea copiilor. O să râzi, copiii sunt mult mai deschiși, da. Lor li se pare un joc. De asta am și același lucru am spus și eu. Cred că e necesar să mă lași în pace mai degrabă 2-3 ore să mă ignori, uh-huh. Așa cum eu ignor că există exact. Oricine și orice exact. Și mă voi reabilita și uh-huh. Voi putea să fiu zâmbitoare decât să-mi întrerupi vacanța mea de 3 ore sau de 4 ore sau de o zi, iar eu să fiu bosunflată, frustrată, enervată, o persoană lângă care nu vrei exact, să-ți petreci exact. Ziua, săptămâna, luna exact. Și așa mai exact, departe. Exact. Și eu uneori îi spun soțului meu, în momentul ăsta nu sunt un partener foarte confortabil de discuție, așa că mai bine lasă-mă. Și înțelege lucrul ăsta, la fel se întâmplă și când are el nevoie de o pauză sau când fetița noastră are nevoie de o pauză, pentru că toți suntem oameni, fiecare dintre noi avem nevoie de pauze. Și atunci este mult mai ok ca eu să-ți respect nevoia, în primul rând să-mi respect nevoia mea, că ok, stop joc, ieșim un pic și ne întoarcem altfel. Îți respect și nevoia ta, pentru că și tu ai momentele tale în care ai nevoie să fii lăsat în pace, pur și simplu, și toată lumea este, cum să, ne armonizăm, dar ne armonizăm respectându-ne. La ce ne-ar folosi să stăm și să ne certăm la infinit? Nu știu. La nimic, la nimic. Da, vezi că noi procedăm așa, ni se întâmplă. Păi ni se întâmplă pentru că nu am fost învățați, că dacă la școală, în loc să ni se predea că vaca are 4 picioare, ceea ce oricum vedem și noi care 4 picioare și o coadă și 2 coarne, ni s-ar preda lucruri de genul ăsta cu siguranță. Sau dacă înainte să se căsătorească oamenii, mă rog, nu când își depun dosarul, că deja e târziu. S-ar face niște cursuri de psihologia cuplului. Cursul de psihologie aplicat, adică nu înseamnă că să te apuci acum și să faci nu știu ce teorii, să faci facultatea de psihologie. Nu, igienă relațională pură, de asta aplicat, adică lucruri soft, lucruri simple. O, Doamne, ar fi total diferit. Crezi? Sunt sigură. Mie mi se pare că ești ușor optimistă. De ce? Pentru că am descoperit că noi, oamenii care populăm țara numită România, dăm dovadă de o încăpățânare teribilă, febrilă, i-aș putea spune. În ce sens? În sensul în care, din cauza faptului că am fost crescuți cum am fost crescuți de părinții noștri, nu rău și nu cu rele intenții, asta dar a fost, într-un anumit, într-un mod tradițional, da. Da. Suntem tentați să nu luăm de bună ceea ce încearcă altcineva să ne învețe. Adică și în clipa în care pentru cineva din exterior, nu vorbim de cuplu care ar merge la această întâlnire informală, că nu ar fi mai mult de atâta, cineva din exterior și-a dat seama ce sfaturi, nu sfaturi, ci ce reguli de igienă emoțională simplă, care ar putea, să, cum să spun, să ajute cuplu să treacă peste, cum să zic eu, realitatea de după săptămâna de miere sau săptămânile oarbe în care îl iubește, îl iubește, îl iubește sau o iubește, o iubește, o iubește și îți dai seama că are anumite obiceiuri, că fiecare om are personalitatea lui. Că și are înveți mod... să faci diferența între a te îndrăgosti și a iubi, și pentru a iubi. Că iubirea este un act conștient. Exact. De când îndrăgostirea ți se întâmplă pur și simplu. Exact. Eu rămân la scepticismul și pesimismul meu în ceea ce privește încă acest popor care locuiește teritoriul ăsta, eu cred că n-ar avea foarte mare succes. Dacă așa cum ai spus tu,
de la clasa 1 și până în clasa 12 și uneori și în timpul facultății, ni s-ar vorbi despre relațiile umane, despre eu, individ, individă, în relație cu el, individ, individă, exact. Eu, părinte, eu, soț, eu, coleg de serviciu. Exact. Atunci, eu cred că psihologia ar fi normal să fie, poporului român ar fi normal să-i fie predată din clasa 1 până în clasa 12, nu ca materie de sine stătătoare, ci ca adjuvant la absolut orice. Da. Și nu doar prin psihologie, ci prin dezvoltarea imaginației, creativității, compasiunii, generozității și a tuturor lucrurilor care lipsesc. Exact. Din punctul meu de vedere, așa spațiului ăstuia Carpato-Dunăreanu-Pontic. În momentul în care se produce acea maturizare afectivă despre care mai vorbeam noi, lucrurile acestea vin la pachet, că de fapt asta înseamnă. Da, Mirela, am vorbit și astăzi despre cum să ne destresăm ca să fim părinți mai buni, pentru că despre asta e vorba. Oalele sub presiune explodează. Cele ibricele în care facem un ceai și fierbe apa liniștit, n-au cum să explodeze. Exact. Și atunci, în loc să așteptăm să devenim oală sub presiune, hai să devenim niște ibricele. Ibricele care fierb acolo încet acolo, și da, drăguț, da, fără, da, să, exact, fără să-și provoace nici lor, dar nici dar altora. Dar nici altora prea multe necazuri. Bule. Bule, da, bule sau aștii, depinde da, în ce zonă da, le ducem. Da. Dragii mei, dragile mele, asta a fost pentru astăzi. Mirela Horumba a fost alături de noi. Eu sunt Adriana Titieni și vă aștept și data viitoare la Meditații pentru Părinți.